O delegație din raionul Edineț a ajuns astăzi la Botoșani în vederea unor discuții pentru accesarea proiectelor transfrontaliere. În primăvara anului trecut s-au semnat mai multe parteneriate între primarii din Edineț și cei din județul Botoșani, iar acum se pregătește documentația pentru ca proiectele să fie depuse. Avem un acord de parteneriat cu județul Botoșani și prin asta vrem să obținem careva proiecte sociale, culturale. Sunt prezente șefa direcției economie, șefa direcției finanțe, educație și șefa direcției agricole a raionului. Lucrurile s-au mișcat destul de greu, iar abia acum s-au deschis măsurile de finanțare pe axa 2014-2020. Noi avem o serie de proiecte, practic nu putem aborda proiecte hard, pentru că, să știu, spre exemplu, proiecte pe învățământ, nu putem să ne batem niciodată cu Universitatea Cuza Iași, spre exemplu, dar să reabilităm biblioteca din Săveni cu biblioteca din Cupcin, un proiect Mihălășeni cu altă comună de acolo. Deci noi avem tot, ne-am făcut un pachet de proiecte, în așa fel încât măcar să începem de undeva, pentru că dacă și cei de pe malul stâng al Prutului vor adera la Uniunea Europeană, atunci sumele lor vor fi consistente. Deși s-au semnat numeroase parteneriate, până în prezent nu s-au simțit încă beneficiile acestor proiecte.